Planeta explodează într-un război nuclear, ertiști pe o stație spațială și privești cu oroare toate atrocitățile care se întâmplă acolo jos. Dar stai liniștit că nu ai scăpat nici tu, pentru că oamenii de pe pământ înainte să se autodistrugă s-au asigurat să te omoare și pe tine, așa că au trimis o bombă nucleară către stația asta spațială. Doamnește, ajutați-mă, vă rog frumos, că nebune! Pentru că știi vorba aia, să moară și capra vecinului, așa-i? 60 Parsecs se numește jocul de astăzi, evident făcut de aceiași băieți care a făcut și cea jocul 60 Seconds Reatomized. Obiectivul este destul de simplu și clar, pentru că tu ești capitanul navei, trebuie să strângi ceilalți cu echipier, toate lucrurile esențiale și să te arunci în escape pod și să fugiți de pe stația spațială să scăpați de bomba atomică. Iar acum stai și respiri liniștit pentru că crezi că ai scăpat, așa-i? Ei bine, greșit, pentru că greul abia acum începe, deoarece trebuie să te chinui să supraviețuiești prin infinitul spațiu cu resursele tale finite, de altfel, pe care le ai în nava mică cu care ai reușit să scapi de pe nava mamă. Și în același timp trebuie să găsești o planetă pe care poți să aterizezi și să speri că poți să-ți continui viața ta de om simplu. Dar evident că nu o să fie așa, deoarece o să găsești o planetă la fel de nașpa ca Pământul, unde o să găsești o groază de extraterestri și roboți și o groază de chestii cosmice și intergalactice care o să încearcă să-ți vrea răul. De acum că ai aflat tot, crezi că eu ca și capitan pot să supraviețuiesc acestei misiuni? Ei bine, nu o să afli decât dacă apeși pe butonul de like, așa că stai de-n drumul, băieți! Aoleu, gata, a început acțiunea, acum trebuie să fug repede. Nu cunosc lucrurile astea, că arată toate super dubios. Am luat-o pe tipa asta cu mine și fug repede. Am luat șosetă de pe jos și repede, pistol. Aoleu, nu pot să iau pistolul cu laser. Trebuie să mă întorc după pistolul ăla, nici nu știu ce să fac. Mă duc repede, că cred că o să am nevoie de pistolul ăla. Bă, stai că nu mai am timp. Am nevoie de pistol și tipul ăsta. Nu am loc de tipul ăla acolo. Bă, stai că mai vreau pe cineva să iau cu mine. Nu, n-am timp să iau pe nimeni cu mine în aventură. Chiar n-am timp, trebuie să sar. Uite-te exploziile, a explodat tot aici. Suntem în spațiu. Crew-ul nostru este format doar din 3 oameni. Atât am putut, că celălalt era prea greu ca să-l mai cărăm. Uite câtă supă avem aici. Oamenii ăștia nu trebuie să bea, își beau pipiu sau ce se întâmplă? E bine că am luat șoseta asta. Asta e toate lucrurile importante pe care cred că le-am luat. Asta e băiatul cu care suntem noi și se pare că am devenit capitanii navetei acesteia de scăpare. Acum că am fost programați drept capitanii acestei nave, trebuie să ținem un discurs ca să-i facem pe oameni să se simte bine. O să țin speech de ganteră, pentru că avem mușchiul mare. Bă, dar sunt prea multe butoane aici de apăsat, nu înțeleg despre ce-i vorba. Bun, se pare că n-am ținut prea bine discursul, pentru că aparent n-am vorbit deloc și oamenii deja vor să se sinucidă. E în regulă. Fata asta arată de parcă zici că e dependentă de cafea. Adică cu siguranță e dependentă de cafea, are cafea în mână și cearcăne la ochi. Așa, se pare că oamenilor a început să li se facă foame, le dăm câte o bucată de asta de mâncare tuturor. Ziua 6. Deci se pare că tocmai ce am primit niște mesaje criptate de undeva și trebuie să ne chinuim să le decriptăm. O să punem pe dependenta asta de cafea să facă treaba, ca să aflăm care e treaba. There are aliens transmissions. Am dat de viață extraterestră și vin mesaje de extraterestri din toate părțile și trebuie să ne apropiem mai tare ca să înțelegem exact ce zice, că sunt date încriptate pe care nu le înțelegem. Urmează să trecem pe lângă un obiect neidentificat și trebuie să vedem care e treaba cu el. O să dăm becul ăsta ca să vedem care e treaba cu el. Mașina asta de aici ne craftează tot felul de chestii. Putem să trăim nelimitat aici dacă știm cum să o folosim. Ziua 9. Deci am trecut pe lângă un câmp de asteroizi pe care i-am minat cumva și am obținut energie din ei. Dar nu mai avem rații. Trebuie să craftăm niște mâncare. Deci astea sunt golurile noastre. Acum am descoperit și eu în ziua 11 ce misiuni avem de făcut. Deci trebuie să facem 5 misiuni în care să ne folosim inteligența, că oricum doar inteligența avem la cât de schiloși suntem. Și trebuie să găsim un loc unde să aterizăm, adică o nouă planetă unde să ne începem viața. Și să investigăm transmisiunile alea pe care le-am descoperit de la extraterestri. Stai, ce să știi aici? Avem gândaci spațiali cu noi? Ce bine! Tocmai ce am aflat că nu numai că gândacii au supraviețuit exploziei nucleare, sunt aici cu noi pe navă și sunt radioactivi și trebuie să avem grijă la ei, că sunt foarte puternici și e posibil să ne bată. Dar ne băgăm, ne băgăm pe vânătoare. Cât de rău poate să fie să vânăm niște gândaci radioactivi până la urmă? Bă, ce s-a întâmplat, frate? Deci ne-am dus să ne batem cu gândacii ăștia radioactivi și și-au dat seama că venim să ne batem cu ei și ne-au făcut o capcană, așa că ne-am pierdut două supe. Să-mi bag picioarele în ei, gândaci radioactivi, al naibii. We eating your soup, al naibii gândaci. Uite, ne apropiem de o planetă pe care urmează să aterizăm. Ce bine. E o planetă care e acoperită de lavă și furtuni la suprafață, dar dacă reușim să trecem prin furtună și lavă și tot ce se întâmplă aici deasupra, că zici că e un vulcan gigantic, pe suprafața planetei trebuie să fie ok. Și da, decidem să aterizăm sau nu, cu siguranță. Zici că ne ducem direct în iad, adică nu știu ce se poate întâmpla rău, așa-i? Ia uite, acum ne îndreptăm spre ea.
Aia nu cred că a fost o aterizare plăcută. Didi spune că se bucură să ne aibă pe noi ca și capitani. Nu știu ce alți capitani a avut în viața noi, ei, de se bucură la noi. În timp ce ne chinuiam să aterizăm pe planetă, tocmai ce ni s-a stricat pistolul. Era singurul lucru cu care puteam să ne apărăm aici. N-avem nici resurse să-l reparăm, să-mi bag picioare. Ce-i chestia asta? O să o craftez. Zici că e o vacă cu uger. Cred că chiar asta e. O dau toate resursele să repar vaca aia cu uger. Supă nu prea mai am că mi-au furat-o gândacii radioactivi. Deja e bine. Deci, misiunea noastră de astăzi este să trimitem pe cineva afară, dar nu știu cum. A, ok. Destinațiile unde putem să trimitem pe cineva, uite, o să trimitem aici, că pare... A, pare super, ok. Extratereștri, caracatițe, radiații și iarbă. Nu știu ce înseamnă chestia aia, că e la pericole. Ia, de ce iarba la pericole, nu cred că o să știm. A, uite aici, oraș nuclear. Aici apare, ok, perfect să trimit pe cineva în expediție. Așa, și îl trimitem pe ăsta, că pare să fie un om care s-ar descurca. Equipment. Îl trimitem cu un telefon, îl trimitem cu o brichetă, poate ne sună înapoi, nici nu știu. Mult noroc, frate, cu bricheta și cu telefonul. Am încredere în tine că te vei întoarce în siguranță. Am găsit niște conserve de supă random uitate undeva în navetă pe care le-a lăsat cineva de super mult timp. Sunt periculoase să le testăm, să le mâncăm, dar ne spune că ele ar trebui să aibă termen de garanție de 737 de ani. Așa că o să le păstrăm și o să sperăm că-s bune. Bă, să-mi bag picioarele, ce prostovan sunt. Primim transmisii din altă parte din zona asta, dar nu putem să răspundem la ele că l-am trimis pe ăla afară cu telefonul. De ce dracu l-am trimis cu telefonul afară? Am crezut că avem și noi un alt telefon cu care să comunicăm cu el. Da, păi nu putem să facem nimic. Ziua 16. Deci primim semnale de codul morse dintr-o anumită parte și trebuie să răspundem, dar din nou n-avem telefon. O să folosim cartea asta ca să încercăm să decodificăm semnalul. Ba, naibii s-au întors iară. Gândaci radioactivi, că cam aș pe ei. Opa, ziua 17. Deci familia de gândaci tocmai ce a evoluat și începe să-și construiască o proprie casă la noi în navă și și-au făcut până și mailbox și nu putem să mai dormim din cauza lor. Și acum trebuie să-i rugăm politicos să facă mai puțină gălăgie ca să putem să dormim și noi. Sigur că da, îi vom ruga. Ziua 18. S-a întors Tom. Pete Peterson îl cheamă pe gândacul ăsta tulburat. Uite că și-a cerut scuze gândacul că face multă gălăgie și a zis că face gălăgie din cauza că experimentele pe care le-a făcut guvernul pe ei i-au lăsat puțin cam surzi și nu prea mai aud prea bine. Și ne-a invitat la ei să mâncăm niște spaghetti. Numai că n-am putut să intrăm din cauza că au o casă prea mică și nu încăpem în bucătăria lor. S-a întors Tom din expediție și a fost într-un oraș care s-a stabilit lângă o bombă nucleară dezafectată care n-a explodat și ne-a dus o groază de chestii. Uite, 29 de din astea, o șosetă cu ochi și 4 supe. Ce bine! Este în sfârșit timpul să încercăm să reparăm modulul de comunicare pentru că s-a întors ăsta cu telefonul. Hai să vedem ce iese. Trimitem pe cineva afară din nou. Hai să trimitem aici, în radiozon. Îți dai seama că e tot ce trebuie în radiozon aici dacă trimitem pe cineva. Îl trimitem pe Tom din nou pentru că e aventurierul nostru, cum să nu-l trimitem pe el. Și tura asta îl trimitem cu pistolul și atâta, sperăm că se descurcă cu pistolul. Ia uite aici ce invenție frumoasă am făcut, în sfârșit ne merge telefonul, acum dacă ne sună cineva, în sfârșit o să-l auzim. Mama, a venit cineva la noi la ușă care pare rănit și care ar avea nevoie de ajutor, are totuși la el un pistol care pare așa dangerous și putem să-i dăm medkitul ăsta și să avem grijă de el. Dacă îi dăm medkitul, rămânem noi fără medkit sau să nu facem nimic, dacă nu facem nimic poate ne omoară, așa că o să-i dăm medkitul ăsta pentru că e bine să-ți faci prieteni. Bun, deci domnul ăla cu care ne-am întâlnit era un extraterestru care lucra înainte să vină apocalipsa pe planeta lor și când a venit și la ei o apocalipsă nucleară s-a lipit costumul de ei și acum aveau costumul de lucru combinat cu pielea lor de extraterestru. Când le-am dat first aid kit-ul, noi de fapt i-am supărat și au tras spre noi pentru că i-am ofensat și noi am fugit, tot a fost ok. Ziua 22. Am găsit o statuie care arată ca Dumnezeu și scrie chestii pe ea și s-ar putea să fie resurse acolo. Mergem să vedem, cu siguranță. Ne-am dus la statuie și ne-am băgat capul în gura ei sau ceva de genul și apoi am leșinat și am început să facem spume la gură, deci n-a fost ok că am vizitat acea statuie, bine, am să ții minte. S-au întors din nou gândaci ăștia mutanți și ne roagă să-i ajutăm pentru că s-au apucat să facă o sală de sport și au nevoie să-i ajutăm să o construiască și mai bine. Are nevoie de ceva greu ca să-l ajutăm să termine proiectul, dar n-avem ce să-i dăm, nici lopata asta, nici pușca, așa că îmi pare rău. Poate dacă mai vii o dată mai târziu, poate te putem ajuta. Ziua 24, da. Tom s-a întors din zona de radiații. Se pare că s-a întors foarte traumatizat după ce a văzut acolo săracul. Dragul nostru Tom a cam respirat radiații ce erau acolo. O, Doamne. În timp ce Tom era în zona de radiații, se pare că s-a întâlnit cu un porc gigantic de Guinea cu care s-a bătut și care i-a dat bătaie, numai că el a tras cu pistolul în el și a reușit să scape teafăr. Așa și așa. Tom se pare că nu prea mai e atent la nimica, e cam slăbuț și viața lui e în pericol.
pericol. Da, cred că ar trebui să-i dăm first aid kit-ul, așa-i? Îmi place cum arată aici health weak cu roșu. Deci cred că chiar trebuie să-i dăm med kit-ul ca să-l păstrăm în viață. Avem nevoie de el, că e un om foarte important. Semnalele pe care le tot primeam se pare că erau de la niște extratereștri și am găsit un tunel întunecat pe unde putem să intrăm să vedem ce se întâmplă acolo și ce cu extratereștrii aia și ce avem de ales, să mergem cu bricheta sau cu... O să mergem cu armă, pentru că cine știe, poate sunt extratereștrii răi. Și terminăm ziua. Ziua 25. Hopa, goal achieved. Investigate the tunnel. Deci am reușit să investigăm tunelul. Hopa, Tom se simte din ce în ce mai bine. Putem să-l trimitem din nou într-o misiune. Familia noastră, Peterson, de gândaște tocmai ce se ceartă între ei pe locurile din navă unde să locuiască, așa că trebuie să mergem să mediem noi problema, ok. Mai mergem din nou într-o expediție. Îl trimitem pe Tom din nou în cea mai periculoasă zonă, pentru că e puternic, frate, Tom se descurcă, ești nebun la cap. Deci l-am trimis cu pistolul și cu masca, deci acum ar trebui să se descurce de minune, n-ar mai trebui să vină cu radiații pe el. Ziua 26. Iar i-am ajutat pe ăștia cu niște probleme, iar ne-au chemat la ei acasă, iar i-am spus că sunt niște gândaci radioactivi turbați și că nu încăpem în casa lor mică, atâta. Ia uite-te cum arată Didi acum, ce fericită e. Și nici măcar nu mai are cearcăne, cred că s-a lăsat de cafea, deși ține cafeaua în mână. N-am nicio idee ce se întâmplă. Este vorba de un atac terorist aici la silo numărul 476 și trebuie să-i ajutăm, cred că, și să le dăm putere, numai că n-avem. Așa că n-o să facem nimic și o să ne uităm în timp ce se bat între ei. Asta este, îmi pare rău. Aaa, ia uite ce fericit s-a întors Tom, ce frumos. Tom iară s-a întâlnit cu porcul de Guinea în expediția lui. Se pare că deja încep să dezvolte o romanță sau ceva. Și ne-a adus așa 23 de din astea, o supă, încă o supă și cam atâta. Slab pe inventar. Vreau să dăm upgrade la sistemul ăsta. Aparent vine un cutremur care poate să scufunde nava în pământ. În timp ce o să se miște, o să ia și nava cu ea, așa că trebuie să facem o manevră, să plecăm puțin, să mutăm nava în altă parte. Sperăm că nu să se întâmple chestii mai rele în timpul ăsta. Facem upgrade la sistemul de expediții, așa că o să dureze până trimitem pe cineva în expediție. Ziua 31. Se pare că cineva afară joacă cu minerale, adică cu resurse de care avem noi nevoie X și 0 și noi să mergem să furăm mineralele alea. Cu siguranță nu o să-și dea nimeni seama ce o să facem. Yes, am strâns 25 de minerale pe seama chestia astea. Gata, ni s-a făcut upgrade la sistemul de expediție. A venit băieții de la Peterson. Mamă, ăștia de la Peterson au început să ne fure electricitate de pe navă și sunt pene de curent acum. Gândaci ăștia de bucătărie tocmai ce și-au făcut, cred că un roach mess, adică un fel de Crăciun al lor și și-au făcut luminițe și tot felul. Ei își pretend acolo viața lor frumoasă și ne fură nouă electricitate. Poți să le dăm niște duct tape ca să-l facă și mai frumos, ce pot să zic. Și mergem în expediția să vedem unde. Mamă, War Factory! Aici trebuie să trimitem. Mergem aici la Warhead Town să mai facem niște trade și după aia mergem, după ce mai strângem niște resurse, ne ducem direct la Satana. Sau nu, bă, ce? Ne ducem așa direct. Ce dacă e Satana și radiații? Să le respire, Tom. Nu-i nimic ca să se descurcă. Ziua 33. Deci se pare că l-am lipit cu duct tape pe Pete Peterson și l-am pus să nu mai fure energie și că nu-l dezlipim până atunci. Nu și-a dat seama că n-avea voie să fure de la noi electricitate. Robotul nostru tocmai ce ne-a întrebat dacă do you wish to have a moment to yourself, adică să avem un moment cu noi înșine, și am ca și alegere să folosesc vaca asta cu uger. Nu vreau să știu ce o să se întâmple. Ziua 35. Unde a dispărut ăsta? Stai că ne-a dispărut capitanul. Băiatul ăsta chiar a dispărut cu vaca și se duce să facă nebunii. Ești nebun la cap? Ziua 36. Mamă, cum s-a întors băiatul ăsta din aventură. Dar e bine că a venit și capitanul. Chiar că a trecut prin ea și prin Satana și ce era acolo. S-a stricat masca cu care l-am trimis și dacă n-ar fi avut masca asta, n-ar fi supraviețuit, pentru că a fost atras într-o cameră care l-au asfixiat în mod intenționat. A venit cu 39 de din astea, cu un telefon, cu 4 supe, ceea ce e bine, și ni s-a mai făcut și nouă supă. Se pare că Tom a nebunit la propriu și ar avea nevoie de o șosețică. O șosetă de aia cu ochi are nevoie. O să mergem să-i craftăm șosețica lui Tom ca să se simtă mai bine, să scape de nebunie. Uite-te la el, săracul, deci moare de foame. E super slăbit și e și nebun. E la propriu nebun. Îi dăm supiță, îi dăm medkit și apoi așteptăm să se facă și jucăria ca să se joace cu ea, să scape. Aparent a venit la ușa noastră un băiat de la delivery, de la Taz sau Glovo, și a zis că aduce pizza și dacă nu vine în 300 de milisecunde, atunci primim bani înapoi. Și spune că e pentru noi pizza, dar noi ne-am comandat nimic pentru că suntem în spațiu, normal. Eu vreau pizza aia, așa că o să vorbim cu el. O să-i dăm vaca cu uger în schimbul pizzei. Eu zic că e un deal foarte bun. Eu aș accepta dealul ăsta. Ziua 37. Bă,
nu i-a plăcut vaca cu uger și ne-a și împușcat. Uite-te ce i-a făcut la săracul capitan, că cred că are nevoie și el de medkit. Îmi place cum zice aici cu Tommy Steel Insane. Și uite-te la el. E bine că se simte bine, dar acum e pur și simplu nebun săracul. A trecut prin traume extraordinar de mari la cum arată. Îi dăm lui Tom șosețica să se joace cu ea, ca să scape de nebunie. Ziua 39. Gata, i-a trecut lui Tom, nu mai e nebun. Numai că în continuare are față de nebun. Cred că ce-a pățit acolo în zona aia nucleară l-a lăsat cu traume pe viață, săracul. Îl trimitem pe Tom în zona asta aici, la monument, unde sunt din nou chestii satanice. Dar sperăm că o să se descurce până la urmă. Îl trimitem cu armură și cu pistolul. Am găsit la noi în bucătărie brânză și nu are de unde să existe brânză, deci posibil să se infiltra niște extraterestre să ne fi pus brânză acolo, să o încercăm să o mâncăm sau nu? Normal că o încercăm să o mâncăm. Ziua 47. Ha, se pare că nu era brânză absolut deloc, era un săpun care nu era bine de mâncat și l-a mâncat. S-a întors iară Tom din excursie. Tom ne-a adus din excursie 29 de din astea de energie și 3 din astea de supă, dar cred că am nebunit din nou. Mamă, e perfect, asta ne mai lipsea, un gândac de ăsta de bucătărie de mărimea unui autobuz de școală. Se îndreaptă spre noi și cred că vrea să ne luăm la bătaie, să nu știu ce vrea, dar o să-i dăm supă ca să scăpăm de el. Ziua 57. Auleu, ce s-a întâmplat aici? A venit un robot aici care cred că vrea să se ia la bătaie cu noi, nu știu ce vrea exact, pentru că se pare că se uită cam ostentativ la noi. Am impresia că e un robot care distruge gândași de bucătărie sau nu știu sigur dacă asta face. Aparent ăștia sunt roboți care vin să omoare absolut toate chestiile organice și este aici să ne omoare pe toți. Putem să-i dăm cu lopata în cap, să ne batem cu el cu pistolul sau să-i dăm bateria atomică, dar nu știu exact ce să facem, pentru că s-ar putea să nu putem să-l batem cu pistolul. Oare dacă îi dăm bateria atomică scăpăm de el? Să încercăm să-i dăm bateria? Îl împușcăm cu pistolul și sperăm că scăpăm de el, că altceva n-avem ce să-i facem. E groasă tare. Mamă, am scăpat, bă, de ăștia, ești nebun la cap, dar e groasă tare. Am scăpat de ei, dar zice că e posibil să mai vină după noi. Ziua 59. A intrat la noi în casă un extraterestru și cred că s-a dus să facă duș și noi ne punem să-i furăm lucrurile pe care le are în timp ce face duș. Sperăm că iese bine. Hai, uite, am făcut rost de armură. Capitanul nostru moare extraordinar de tare de foame, dar o să-i dăm lui o supă. N-avem foarte multe rații, așa că Didi o să stea puțin fără supă, din păcate. Bă, s-au întors roboții după noi, dar a venit ăsta din expediție, deci e bine că ne-a adus pistolul. N-a adus prea multe, a adus 20 de energie și atâta. Paulo, pe ce facem cu roboții ăștia? Să-i dăm bomba asta oare? Atomic battery? Îi dăm atomic battery-ul și sperăm că ne lasă în pace, ca să nu se mai întoarcă după noi de fiecare dată. Ah, nu, doar i-am electrocutat cu bateria, dar o să se mai întoarcă. Ăștia tot să tot vină după noi acum. Paulo, a venit extraterestri care ne cer să le dăm putere și în sfârșit avem, pentru că de 72 de zile tot ne chinuim să strângem putere să le dăm lor. Asta era planul până acum, să strângem putere să le dăm. Ziua 73. Asta era unul dintre golurile noastre, să le dăm putere și nu reușeam. Deci băieții ăștia sunt niște extraterestri care trebuie să facă atac la silo 476 și noi trebuie să le dăm curent electric ca să poată să facă atacul ăsta și a trebuit să strângem 100 de curent electric. Până acum 73 de zile m-am chinuit să strâng curentul ăsta și în sfârșit am reușit să le dau. Și acum trebuie să așteptăm semnalul lor de atac ca să ne cheme și pe noi la atac. Ziua 76. Au reușit oamenii ăștia să facă atacul, numai că nu reușesc să pornească nu știu ce sistem. Așa că trebuie să-l trimitem pe unul dintre domnii noștri, trimitem direct pe capitan să vadă care-i treaba. Numai că capitanul nostru nu se simte bine, că cam moare de foame, dar sperăm că se descurcă. Uite, e starving aici. De-aia am dat de mâncare, așa că o să sperăm că se descurcă. Ah, the end! Am reușit? Goal achieved! Am reușit! Deci atacul ăla asupra planetei a funcționat? Adică asupra orașului ăla a funcționat? Aulă, doamne, că nu mai știu să urăsc. A funcționat atacul asupra orașului, a reușit să pornim și sistemul și ne-am mutat acolo și sunt resurse și viața e frumoasă și e o viață plină de fericire și mâncare și căldură și tot ce ne trebuie. Uite, ne-am mutat aici în sfârșit. Este! And so this cold war thought and ended with a warm fuzzy feeling. Captain Emmett Ellis and his crew arrived on Phobonos, befriended the locals, killed some other locals and then activated a long slumbering transport system. Now living in a comfort and security nuclear winter aside, the crew will go down in Phobian history as the tall aliens who came so and ushered the new era of prosperity and safety on this wrecked world. Yes! Deci concluzia este că apocalipsa pe pământ, care a fost datorată bombelor nucleare, a fost atât de puternică încât a distrus și stația din spațiu a pământului. Oamenii de pe stația spațială a pământului a trebuit să fugă cu o navetă și au aterizat pe o altă planetă care din nou a fost distrusă tot
tot așa, la fel ca pământul de bombe nucleare, numai că pe planeta asta am reușit să supraviețuim. Yeah! So let's go, baby! Deci asta a fost episodul de pe ziua de astăzi. Eu m-am distrat super mult să mă joc jocurile astea. Sper că v-au plăcut și vouă. Bombardați butonul de like, uitați-vă și la restul videoclipurile de aici și ne vedem tura viitoare. Pupici cu sclipici, mua, mua, pa, pa!